Deputatul Ioan Viorel Teodorescu a relatat astăzi într-o conferință de presă despre deciziile luate săptămâna trecută la reuniunea UNPR, care a avut loc la Călăraș cu liderii filialelor din regiunea 3 Sud Muntenia. El a declarat că UNPR-ul este deschis formării unor alianțe politice, inclusiv la alegerile locale din 2016. Ne vom strădui să avem candidații noștri proprii, ne vom strădui să mergem în alianțe, dar cu candidații noștri sau cu membrii din UNPR alături de acei candidați. Deci vom găsi orice soluție politică pentru momentul respectiv, altfel încât să putem duce la îndeplinire strategia, politica UNPR despre care m-am spus mai înainte, care, în funcție de interesul național, care este unul singur, vom face orice alianță, vom susține pe cine credem că este cel mai bun, astfel încât să câștige și să realizeze ceva pentru comunitatea din care face parte. În ceea ce îl privește pe deputatul Marin Anton, înscris de curând în UNPR, deputatul Teodorescu a arătat că acesta se va ocupa mai mult de activitatea din județ. Activitatea din municipiu va fi cu prioritate în atenția mea, a mai declarat Ioan Viorel Teodorescu.